La Iași se desfășoară între 3 și 9 iunie cea de-a patra ediție a festivalului Dans Artă Multidisciplinaritate. DAM 4, organizat de Facultatea de Teatru, programul de studii coreografie de la Universitatea Națională de Arte George Enescu. Ediția a patra a festivalului va aduce în prim plan o serie de evenimente variate. Printre acestea se numără spectacole oferite de coregrafi din Iași, de la Universitatea Națională de Arte George Enescu și din București, de la Universitatea Națională de Arte Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Anul acesta venim cu o noutate în conceptul pe care l-am inaugurat cu compania de balet Angela Împrel Joca Junior. Deci avem și dimensiunea internațională. Ne pare foarte bine de prezența dumnealor alături de noi, alături de festival. Au devenit prietenii noștri, sunt parteneri de acum 2 ani. E o manifestare foarte importantă pentru întreg colectivul nostru academic. E o ediție care probează faptul că programul de coreografie este în plină dezvoltare. E o ediție în care aducem în plus și calitate. Festivalul se mărește, capătă o dimensiune internațională și aduce în aceste zile. După spectacole vor avea loc dezbateri moderate de către profesor universitar dr. Călin Ciobotar, directorul Școlii Doctorale de Teatru din cadrul UNAGE, în cadrul cărora Armando Rotondi, profesor la Departamentul de Teatru de la Institute of the Arts din Barcelona, Spania, va fi invitat special. Și mă gândesc la toți ieșinii care se simt mai mult sau mai puțin atrași de formele acestea oarecum necunoscute în Iași al dansului contemporan. Pe de o parte, festivalul are o dimensiune pedagogică evidentă, pe de altă parte, el se deschide și către comunitatea ieșeană, încercând să formeze ceea ce ne lipsește încă deocamdată aici la Iași, un public competent de dans contemporan. Pe lângă aceste evenimente vor fi organizate workshop-uri și conferințe pe tema dansului contemporan.